parallelogram. Să rezulte sunt ABCD-ul parallelogram. A, B, C, D, parallelogram. Bun. Noi să luăm fiindcă vorbește în mijlocul acest, luăm așa un patrater convex la întâmplare. Deci spunem A, B, C și D. Mijlocul e AC. Că e O1. O1. Ale BD. O2. Și intersecția lor O. Și O intersecția. Și intersecția lor BD plus așa. Cu O. Dacă se întâmplă între AB plus CD. AB plus CD. Face de 4 ori O1, O2. O1, O2, vectorul așa, O1, O2, da? O1, O2, atunci să iese că el e parallelogram. Păi, O1, O2, hai să zicem așa, Bărână. O1, O2, să privim în felul ăsta. Ia să vedem. O1, O2 ar fi egal cu O1. O1, 1 pe 2 pe lângă O1B plus O1D. Așa. Deci, O1, O2 face 1 pe 2 pe lângă O1B. B. O1. B. O1. B. Cu O1D. B plus O1D. D. Bun. B1B, dar B1 egal cu AB plus BC. AB plus BC, de acord. Deci O1B egal cu... B1. Da. Mai întâi B1, să zicem, da? B1 egal cu 1 pe 2 pe lângă... 1 pe 2 pe lângă... AB plus AB BA BA plus BC. Deci o B1 face BA, da? BA plus BC. BC. Iar dacă noi nu avem aici B1, ci O1B. Atunci O1B facem sensul la toți, facem și face 1 pe 2 pe lângă AB plus CB. AB plus CB. Eu vreau ca AB îmi place și CB-ul trebuie să, BC-ul acela trebuie să dispară. Păi ducem și cu DO1, care e egal cu 1 pe 2 din DC plus AD. Deci și DO1. DO1, DO1 este egal cu 1 pe 2 din DA. AD. DA, mă. DO1 e DA, da. DA. Plus DC. Plus DC. Deci O1D egal cu 1 pe 2 din AD plus DC. Aici n-am mai continuat, să continuăm. Să le întoarcem. Deci 1 pe 2. Pe lângă AB, da? AB plus plus CB. Sau minus CB, dacă vrei. O să, da. Minus BC. Minus BC, lasă. Deci când am avem cu 1, O2, egal cu 1 pe 2. Iar aici, las Miruna, 1 pe 2 pe lângă DC-ul ăsta. Da. Acum, noi am pus câte e O1B și O1D. Și ne întoarcem la 1, o de egal cu 1 pe 2, da, pentru că... Da, numai un pic, numai un pic. Nu am făcut aici, domn profesor. Eu n-am înțeles că a fost minus 10, domn profesor, acolo. Deci BO1 este așa. Era plus CB. Nu. Trebuia deci să... BO1... Deci aici nu e egal. Nu e egal. Asta am vrut să vă zic. Așa, trebuie să iau de desubt O1B. O1B, corect. O1B este egal cu 1 pe 2.
știți. Da. Pe lângă AB trebuie să-l lăsați. Plus AB. CB. Am schimbat minusul, da? Da? AB minus... Plus CB. Plus CB sau minus BC? BC. Îl las tu BC orientat așa. BC. Dacă, dacă am mulțit cu minus peste tot, venea plus CB, da? Da. În loc de plus CB, eu zic minus BC. Ca să le așa. Bun. Ori, ori zic plus CB, mai zis tu, da. Ori minus BC. Bine. Bun. Ca urmare, în fapt, că am mulțit cu minus. Acum, O1D. O1D. Corect. Egal cu 1 pe 2. Bine. Ce vreți să lăsăm aici? Păi, CD-ul. Deci, CD-ul, da? Da. AD plus CD. 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 Da. Plus DA, plus minus... Minus AD. Minus? Nu. Minus AD. Minus DA. Minus, minus DA. Da. Minus sau DA. Plus AD. Sau plus AD, cum vreți. Sau minus DA. Minus DA. O să vedem dacă ne ajută aici. Da. Acum ne facem apoi O1, O2. Aici, O1, O2. Egal cu... acum dăm 1 pe 4, o să fie 1 pe 4, pe lângă. Așa, că e 1 pe 2 pe lângă și așa nu vine 1 pe 4 pe lângă. Adică 4 de ăștia de luna, e cam da, cu AB plus CD. AB plus CD. Minus BC, minus DC. Minus BC. Minus BC, minus CD. Minus BC. Minus DC. Minus BC, minus DC. AB plus CD, minus BC, minus, minus DA. Atenție, unde ești tu? Minus DA. AB și CD. Da, minus DA. Minus da. DA. Minus DA. Și acum, faptul că AB plus CD deci face 4. 4, O1, O2, egal cu AB plus, plus CD. CD. Și ia să vedem minus BC și minus DA. 4, O1, O2. Egal cu AB plus CD, minus BC, minus DA. Asta am spus. Deci în loc de 4, O1, O2, pot să spun AB plus CD egal cu AB plus CD plus CD minus BC minus BC minus DA. Minus DA. BC și minus DA. Și atunci rezultă că BC... Asta îmi spune că BC minus BC minus DA. 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 Egal cu 0. Adică BC... Plus DA. Plus DA. Egal cu 0. Adică ei sunt opuși. BC și DA. Sunt opuși. B, adică BC e paralel cu AD. BC și DA. Adică BC e paralel cu AD. Deci de aici, din faptul că BC e egal cu DA, eu pot să spun că este egal aici BC, ar fi egal cu... Minus DA. Minus DA sau AD. Egal cu AD. Și rezultă că sunt paralele. Exact. Și dacă BC e egal cu AD, laturi două laturi opuse sunt ABCD paralel. În toate pe ABCD. Paralel. Dar noi acolo de 4 ori o 1, 2, de ce a spus AB plus CD? Pe o dată motor. Ah. Dacă și asta adăugăm la ce am făcut noi, dacă și asta adăugăm, am adăugat. Am adăugat-o și pe asta și am ajuns aici, corect. Deci am avut asta dată în ipoteză. Da, da, da. 4, 1, 2. Da, egal cu AB plus CD. AD plus CD. I-am crezut că aici trebuie să ajunge. Nu. E da, dacă e asta. Dacă asta, atunci... Să fie paralel. Aha. Ne oprim, mai facem mâine probleme, celălalt test. Mâine, dacă venim mâine, că mâine nu am profesor de zi liber. Da, da, venim mâine. Că vreți ceva noastră puteți? Dacă vrea domn profesor. Da, păi dacă voi țineți așa... Să venim mai devreme? Ia să stăm la telefon. Discutăm, să vedem ce ne auzim la telefon, da? La revedere, puteți să ne urmăriți. Bun.